Bă, băieți, deci ca să injectați cheat-ul de Dead by Daylight, trebuie în primul rând să vă închideți Steam-ul, să vă băgați un stick în calculator pe care aveți instalat hack-ul, să porniți hack-ul cu Rana's Administrator, vă selectați acolo limba și tot ce mai trebuie, vă băgați contul, neapărat să aveți Steam-ul închis, dați pe Dead by Daylight, selectați acolo la Injection Delay 60 de secunde și dați pe Launch. O să vă apară acest mesaj, dați OK și după aia porniți Steam-ul cu Rana's Administrator și o să se injecteze cheat-ul automat. În niciun caz să nu injectați cheat-ul în timp ce aveți Steam-ul sau Dead by Daylight-ul pornit, pentru că o să vă luați bani. Așa am pățit și eu. Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de Dead by Daylight Hacking alături de... Nu știu cine. Nu știu, e un anonim ceva, mă, frate. Bă, fraților, astăzi jucăm din nou Dead by Daylight, am văzut că v-a plăcut foarte mult primul episod, așa că o să continuăm seria. Nu uitați, aveți hack-ul pe care îl folosesc eu aici în descriere, primul link, mi se pare că o să-l pun. Bă, băieți, aveți și canalul lui Sky în descriere, deci dați-i și voi acolo un subscribe. Am 2940, deci are 2940, frate, trebuie să facă și el 3000 de abonați, bă, băieți. Am mai rankat, avem rank 15, deci sperăm să ajungem, facem road to rank 1, bă, băieți, deși nu știu dacă o să fac acolo, sunt foarte mulți killer codați, deci nu știu dacă o să fac față, pentru că ca survivor, chiar dacă ai hack, tot ai multe dezavantaje. Oricum, bă, băieți, dați și voi vrea de acolo un like, codul aveți în descriere în caz de vreți să-l folosiți și voi, acesta este, ciodciți. Și hai să trecem la meci, băi, Sky. Ah, by the way, m-ați întrebat foarte mult dacă codul e detectabil sau nu. Bă, fraților, eu până acum am vreo 12 ore pe contul ăsta jucate, am făcut rank 15, am jucat foarte multe meciuri și nu, pot să zic că nu e detectabil, este destul de secure, mai ales că am folosit foarte multe feature-uri obvious, adică am intrat efectiv, am băgat și speed hack, îmi băgam și viață în fața killerului. Deci am făcut foarte multe chestii obvious, am mers și prin pereți ca să scap din meci, efectiv am mers prin pereți ca să... Am trecut prin poarta aia de escape ca să... Poate la răzi acum. Poate vă arăși acum, bă, băieți, cum o să meargă chestia asta. Da, și voi, frate, un like să strângem măcar 1000 de like-uri și hai să trecem la meci. Bam, bam. Băi, generatorul fix în fața mea. Bă, culoare, îi pune haide. Da, ești nebună, bă, mare camer. No, hai să vedem, bă, băieți, dacă câștigăm meciul ăsta. Eu am mai jucat un meci înainte de asta cu Sky și mi-a dat efectiv, mi-a dat network error. Și acum iar mi se aude jocul, cred că nu mi s-au salvat setările, mane. Ba da. Ești, mane? Mă vezi? Nu știu, mane, unde sunt. Sunt plecat în lume. Fă acolo generatorul. Uai, e ăsta invizibil, e invizibil. Nu-i problemă, mă. Îl rupem, frate, nu-i problemă de invizibilitate aici. Să se înțeleagă, eu am făcut deja jumătate de generator. Eu am ăsta ghost mode, bă, băieți. O să vă arăt ce e ghost mode în episodul ăsta. Probabil nu n-am prezentat funcția asta 100%. În spatele meu, brata, m-am terminat. Bă, dar nu venim cu... Aoleu. În spatele tău, mane, dați cap ușor de ăsta, bă. E killer easy ăsta, mane. Scap de el. Hai slab killerul dacă. Eu nu înțeleg cum naiba nu. Mamă, te-o prins. L-o prins pe domnul nostru beșinos. Hai să vă prezint ce e ghost mode. După ce termin generatorul ăsta și m-am dus să salvez pe Sky, o să vă arăt ce e ghost mode, bă, băieți. Să vedeți cum puteți să trolați killerul. Mamă, te-a băgat acolo în hook, te-a spart, omă, ești nebun. Și vine killerul fix la mine, fain că fix în direcția mea vine omul cu aia. Dar mă bag în copac, fain că mă bag în copac, mă bag în copac. Mamă, l-o prins pe ăla, bă. Bă, ce viteză o prins ăla. Mamă, o să vin pe marginea hărții, fii atent ce fac. Vin pe marginea hărții să nu mă vadă, știi? Da, te văd, te văd. Bă, dar asta de ce vine în coaia asta? M-am băgat în copac. Dar poți, nu poți să ieși din hartă dacă vrei? Ba da, pot, dar uite, nu mă mai vede asta. O zis generatorul și-a plecat, a zis, băi, ăsta e ghost mode, poți să-i drip în chestii și poți să trolezi killerul. Și acum, după ce a plecat, îmi fac generatorul înapoi. Ați văzut ce schemă? Dai și mie heal. Păi stai așa, că am terminat generatorul ăsta și vin pe lângă harta acum și te salvez. Killerul ăla cred că se întoarce. Uite, se întoarce înapoi prostul și o să vin pe lângă hartă ca boss-ul. Gata. Uai, unde merg? Mi-am dezactivat ghost mode-ul și acum sunt pe lângă hartă pe undeva, frate. Dar vine ăla să te salveze, nu-i problema de război, că merg să-l ajut pe ăsta. Mamă, dar vine killerul. Oare mă vede, mă? Ia uitați, bă, băieți, spune am ajuns. Poți să pic aici prin hartă, mă, mi-e frică să încerc. Poate pic direct. Uite, uite killerul, uite killerul. Uite-l cum stau aici. Mamă, sunt de afară hărții, ești nebun? Mamă, l-o prins pe ăsta, mă, s-a terminat. Nu, s-a distruge generatorul în loc să fugă după ăla. Hai, mane, distruge-l. Eu fac zgomot, să văd dacă mă aude. Hai, mane, nu mă auzi. N-au plecat. Nu, vezi că vine spre voi, ai grijă, Sky, că e acolo. Nu, mă, Sky, mă, nu te ia, mă, frate. Ai grijă. Hai că eu termin generatorul ăsta, nu-i problemă de război. Cred că vine ăsta înapoi aici la mine, sau? Vine la mine, mă? N-are treabă cu mine omul, mă. Vine după tine, cred că. Tu ești ăla de fugi de el acum. Da. Bă, Sky, mă, te rog, eu mai grijă, mane. Mine? Nu ești tu, nu ești tu. Nu ești tu, mane. Eu te-am întrebat dacă ești tu care fuge, că fugea după unul, dar nu erai tu. Mă, mane, de câminți, ce e asta? Nu erai tu ăla. Hai că reparăm generatorul ăsta și mergem să-i ajutăm pe băieții aici, pentru că, da, cam în fiecare meci pe care îl joc cu Sky nu știe să joace bine. Nici eu n-am jucat foarte mult înainte de BD, dar am jucat, am avut 150 de ore, 200 și știu că de când mișcări de alea să mai inventez pe killer astea. Mamă, am jucat mult, dar... Na, mai știu câteva de astea să mai inventez, să mai scap de killer, dar Sky săracu
fuge în linie dreaptă, nu știe ce să facă cu killerul, prinde. Eu nu știu care ești tu. Ia, pune-te, dar nu, nu te văd dacă te pui pe crouch. Aoleu, stai că nu știu care ești tu, mane. Stai că îmi dau heal, îmi dau heal. Tu nu faci un generator acum? Băi, eu nu te văd, mă, care ești, mane. Tu ești ăsta? Băi, stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc. Ia, tu erai ăla, gata, te-am văzut. Mane, nu, nu te lă... Iui, ce te-o prins, omul, mă. Space, îmi vine space. Îți vine space, nu-i problema de război. Că mă bag în copac, ia. Mă văd în copac ăsta de aici. Uite, mă văd în copac. Nu, nu, nu. Te bag în hook acum, fraierul. Stai să vezi ce-i fac. Ce-l fentez aici. Mă bag în piatra asta de lângă hook. Ba, m-am băgat în piatră, mane. M-am băgat în piatră și omul a plecat. Stai așa, lasă-l să plece, lasă-l să plece că nu a plecat. Bă, dai space că nu a plecat, dai space. Lasă-l să se îndepărteze, vii atent. Vii după mine, da? Hai că eu ți-o îndepărtat. Vii după mine, da? Hai, vino repede. Da. Vino repede, mane, vino repede încoa. Hai că cred că, bă, ai departe, mă, kill. Hai că faci un generator, stai că îți dau heal imediat. Vino aici, să te mângâi pe spate, unde ești? Hai să te mângâi, că ăsta e în cealaltă parte a hărții, n-are treabă cu noi omul. Mamă, la ne caută, bă, dar noi nu suntem patru. Ba, suntem patru, mă. Am înțeles. Fix pe noi, bă, vezi că vine, vine fix pe noi. Bagă-te în dulapul ăla din spate. Acum te duci repede la dulapul ăla. Du-te la dulap, du-te la dulap. Băi, în spatele tău, un dulap. Du-te și bagă-te în el, că e aici killerul. Du-te și bagă-te în dulap, mă. Dar nu cu space-ul. Nu, nu te-au văzut, nu te-au văzut, e după ăla. Totul e bine și frumos. Ia uite killerul cu vide. Uite killerul, mă, săracul de el. Nu știe ce să fac. Hai, poți ieși din dulap și hai cu mine. Hai, hai cu mine. Ba nu, nu ieși, nu ieși, bagă-te înapoi. Bagă-te înapoi. Bagă-te înapoi. Bagă-te, bagă-te, bagă-te. Oh shit, cred că fix pe tine vine. M-a văzut. Hai, ce prostii. Ieși din dulap. Ieși cu shift-ul, ieși cu shift-ul, ieși, vino încoa. Hai, vino repede încoa. Vino repede încoa. Hai că-l cară pe ăla, e bun. Și ăla alta nostru. A, noi suntem. Noi doi cu ăla. Bă, și mai trebuie să fie încă unul. Unde e ăla alalt? A, uite-l pe acolo, e bun. Nu, fuge, ești, fuge, ești, fugi că-l salvezi eu, fugi în cealaltă parte, fugi în cealaltă parte, fugi în cealaltă așa, parte. Așa. Nu, mai în stânga un pic, mai în stânga. Da. Că-l salvezi eu pe ăsta, nu-i problema, numai că, na, eu pot să-l salvez pentru că eu mă bag prin copaci. Generatorul, încep să-l fac sau te aștept? Începe să-l faci, începe să-l faci. Că eu mă mai bag prin pereți, mai e un alta, dar ăsta nu știe, nu face nimic omul săracu. Să-mi zici dacă vine la mine. Bă, nu știu la cine vine, bă, la tine vine, fugi, fugi, fugi. O vei, iar, te-a luat, gata, dacă te omor acum ești gata, bă, Sky. Mă, Sky-anu, mă, frate, mă. Ce faci tu, mane, mane? Hai că reparăm noi generatorul ăsta, nu-i problema de război. Cred că l-a distrus, mă, ce facem, omul l-a distrus. Bă, stai că-l trolez eu. Stai că-l trolez, îl trolez, îl trolez. Killer, hello, stai aici, hai că repar generatorul. Hai încoa. Hai încoa, mane, m-a văzut, m-a văzut și vedem ce fac. Bă, sunt mortu că nu m-a văzut. Nu m-a văzut, mane. Stai în dulap, rămâi în dulap, rămâi în dulap. Hai, cred că rămâi tu în dulap la finalul meciului și eu doar deschid poarta și vii după mine după aia. Da, mai bine. Bă, ăsta nu mă vede că repar. Hai să ajung la generator, că a plecat după ăla, n-are treabă cu noi. Sau vine înapoi, bă, vine înapoi, cred că, sau ceva. Ce nu, hai că, vino mă încoa, tu ești din dulap, vino, ești din dulap și vino tot în față. Bă, vino mă încoa. Uite, ești la generator, mă vezi, hai încoa să reparăm generatorul, că mă ajuți. Unde ești, mare, să te du-te mai mult. Hai mă, serios. Bă, mare, tu glumești? Bă, hai mă, drecu, nu mai trola. Mă miram, ce drecu ești, așa prost că e. Cred că vine killerul înapoi, sau nu, pleacă. Terminăm generatorul și te vii după mine după aia, că mai avem generatoare de făcut. Mai trei, mă, mă rog, mai două fără ăsta. Și bă, eu nu le văd pe alealte pe... A, ba, e unul fix în casa asta, pe ăla mergem să-l facem, da, mane? Că suntem safe. Te bași și tu în dulap și eu mă bag fly mode, ești nebun. Zbor pe hartă. Bă, vine fix spre noi. Fugi în dulap, 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 Sky, că-l fac eu ăsta, fugi în dulap. Am văzut? Nu te-au văzut, dar fugi în dulap. Că vine, se apropie și na, tu nu mai poți să fugi. Eu am făcut generatorul și direct în piatra m-am băgat, ești nebun. Săracul killer. E aici, mă. O vrut să strice generatorul, dar nu mai are ce să-i facă. Mamă, mamă, coaie. M-am băgat în piatră. Mamă, am crezut că mă vede, coaie. Dar nu m-a văzut. Eu sunt piatră acum. Săracul de nu aici, știe. Se învârte în jurul ăsteia. Se învârte în jurul ăsteia. Nu mă vede, bă. Nu, 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 nu. S-a învârtit în jurul ăsteia, dar nu m-a văzut. Bă, tu unde ești? A, tu ești în dulap. Și bă, aia doi sunt acolo. Stai, nu ieși, că vine, se tot plimbă prin zona asta. Nu-i bine. Hai că vin la dulap tot repede. Când ies cu space-ul să ies? Nu, doar dacă te grăbești pe shift, dar se aude foarte tare și tu acum dacă ești din dulap el te poate auzi, știi? Hai. Acum ești doar cu space-ul, nu cu shift, așa, așa, că ești încet. Hai să facem generatorul ăsta, că e la 80 de metri killerul. Hai să iau aici, poate iau un toolbox și îl facem mai rapid. Du-te și faci generatorul, vezi că e unul aici în spate, mai în stânga. Du-te și da, încep da. Să-l faci și... Mamă, se apropie, cred că. Vine hotărât spre zona asta. Dar e la 60 de metri, n-ar trebui să ne speriem. Nu, nu. Bă, vine tot încoa și mă sperie. Bă, e la 50 de metri, bagă-te, bagă. Cred că am cheie să deschid heciu. Nu spune că asta e cheie să deschid heciu. E băgat, așa, bagă-te, bagă-te în dulap. Rămâi în dulap acolo, rămâi în dulap. Rămâi în dulap, că e killer fă aici. Fă să te vadă sau ceva ca să... Da, pe dacă e ceva, îi dau să mă vadă. Bă, uite-l pe ăsta, bă. Hai, mane, am cheie, cred că asta e deschis heciu sau nu știu.
Sau? Yes. Bă, asta nu e cheia să deschise aici. Ia vino încoase să testăm, mane. Ia. Hai, hai încoase. Uite, hatch-ul fix aici, după colț. A, dar nu s-o spawna. Mai trebuie să facem un generator, mane. Hai repede la generatorul ăsta să-l facem. Uite ăsta, ăsta, hai. Toți trei pe el. Mamă, cred că vine fix în direcția noastră aici, prost. Fix vine? În coa. Fix în coa. Vine, numai lasă-l, că poate nu ne vede. Nu, o se îndepărtează, hai că bine. Bă, dacă după ce faci generatorul... Da, după ce faci generatorul... Dar mie de ce nu să fac la asta de generator? Că le faci tu perfect sau de ce? Nu știu, nu cred că are legătura. Depinde, e față de noroc, cum le ai, da. E fix în spate, fugi, că ai, fugi. Mă bag în asta? Fugi că e fix în spate, mane, fugi. Așa. În partea asta? Uite-l, mane, că e în spate. Tu te fugi încă așa încolo. Hai că o ți-ai gat generatorul prostul, dar-l fac eu înapoi, nu-i problema de război. Ia asta săracul se duce după ăla. Se duce după tine sau după ăla? Nu știu. Nu spune că e la tine, că mă împușc. Nu spune că e la tine, mane. E la tine? Ăsta săracul vede că eu tot continui să fac generatorul, dar nu știe ce se întâmplă. Nu știe de ce fac generatorul. Și după aia deschidem hatch-ul. Hai să vedem, bam. Și poate poți deschide hatch-ul acum. Vine înapoi. M-a văzut, dar mă bag în piatră că sunt hâț, Johnule. Așa acum, bă, mai vede. Și nu știe ce se întâmplă. Am dispărut. Păi ce confuză e. Păi ce confuză e, săracul. Nu știe ce s-a întâmplat. Uite, mă caută. Asta mă caută. Mă caută, dar nu mă găsește. Fii atent. Bă, mane, n-ai cum, bă. Și acum ies din ăsta și facem generatorul. Ouleu, vine înapoi. Eu stau într-un dulap aici. Mi-e frică rău de tot. A stricat iar generatorul, dar nu mă vede. Doar eu pot faci cumva generator dacă stai cu gas, mă, nu poți. Nu, încercam să-l fac prin perete, știi? Dar nu merge să-l faci prin perete. Bam, facem generatorul, hâzi, Johnule. Băi, prea genială chestia asta, să moară jackseta. Și am terminat generatorul, nu? Și merg la hatch, da. Ești la hatch? Nu, acum vin la tine. Ia să vedem, e hatch-ul? S-a spawnat hatch-ul. Nu s-a spawnat, mă, hatch-ul. Înseamnă că nu se spawnează. Hai că facem și ultimul generator, nu-i probleme de război. Nu-i probleme de război. Stai acolo în dulap, mane, nu-i problemă, că am pezi dulapul. Hai că văd și ultimul generator și cred că te văd și pe tine. E la mine, și cred că și el. Nu-i la tine, nu-i la tine. E unul aici. N-are cum să fie ăla la tine, killerul, că eu scut killerul aici. Nu, generatorul. A, generatorul? Da, știu că e la tine. Hai, ești... Tau. Nu ieși, că vine după mine, prostul, m-a văzut. Fii atent ce-i fac. Tu mă vezi pe mine? Mă bag în dulap. Opa, Johnule, ce ai făcut? M-am băgat în dulap. Îți ciocărim spre piatră. Mamă, coaie săracul. O verifica dulapul, nu pot să cred. Du-te, bă, drecu, de jeg, mă, frate. Îmi bag Gosmodul și îl trolez, fii. Salut, frate. E fix lângă hook. Fugi, Raul. Fugi cu Gosmodul, Raul. Ciocărim spre... Mamă, ai murit, frate. Bă, mane, mă, frate, mă. Uite, săracul. Stai spec pe mine, să vezi. Sunt piatră. Să nu mă vadă playerii, bă. M-a văzut ăsta iară, cred că. Stai, ești pe mine? Stai, acum. Trebuie să mi se încarce asta. Cred că acum merge hatch-ul. Nu știu de ce am impresia să mă duc la hatch să văd dacă pot să-l deschid cu cheia. Cu cheia magică. Cred că acum merge. Când... Da, merge. Uite, apare. Mi-apare aici cu cheia. Ți-apare? Da, mi-apare o cheie mov. Na, ciocănim spre... A, păi cheia tu o vezi, dar... Hatch-ul nu știu dacă o fi apărut. O apărut. Pot să-l deschid? Open hatch. Și am deschis 10 și am scăpat, bă, băieți. Bă, a fost un meci frumos, nu pot să zic că nu a fost frumos. Avem rang 15. Bă, fraților, dacă mai vreți episodul de genul în continuare, dați și voi un like și un subscribe. Abonați-vă la canalul lui Sky din deschidere și dăm mare rău tuturor rank 1, zic și eu, nu? Facem rău tuturor rank 1, bă, băieți, aici pe contul ăsta. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Salut!